Seara, vă salut, Tatiana. Astăzi, în această seară, voi veni în fața dumneavoastră cu un proiect care nu îmi aparține. Acesta a fost ideea de Principe del Crochet, care este un domn brazilian, argentinian, ceva de genul acesta. Însă, deoarece peste câtva timp va începe școala, va începe grădinița, mi-a atras privirea una dintre lucrările sale, veți vedea apoi la sfârșit despre ce va fi vorba, și am gândit că această mică jucărie poate fi pusă, așa cum este moda acum, la ghiozdănelul copiilor. Pentru acesta voi folosi un filat acrilic, puteți folosi orice culoare doriți dumneavoastră, chiar și în degradé. Cum vă spuneam, filatul poliacrilic, voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate, eu sper să se vadă. Apoi vom avea nevoie de un marca puncti, foarfece, acul cu gaură mare pentru cusut lână, melană pentru umplutură, după care vom avea nevoie de o pereche de ochișori cu butonul de siguranță, indiferent ce culoare doriți dumneavoastră, dar să aibă butonul de siguranță. Prin prezentate materiale, eu propun să începem să lucrăm, pentru că nu vreau să vă țin prea mult în suspans și voi începe, ca de obicei, în cercul magic, cu un număr de 6 piciorușe scurte. Avem primul de început aici, care nu-l vom ține la socoteală. Așa, m-am oprit un pic că mi-a părut ceva pe ecran. Deci, voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. 5 și cel de-al șaselea, picioruș scurt, vom trage firul, vom închide acest rând și vom închide cu fir alunecat, ca de obicei. Așa, în felul acesta. Am reușit. Următorul pas va fi ca în corespondența fiecărui picioruș să facem o mulțire. Deci, la sfârșitul acestui rând, noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Avem deja 4. Este o lucrare simplă. 6. 10 și ultimele două, deci avem 12 piciorușe scurte. Începând din acest moment, strânge bine, vom lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire, dar mai înainte de toate voi pune acest semn în primul picioruș. Deci un picioruș scurt urmat de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând, am obținut cele 18 piciorușe scurte, vom continua rândul următor, vom face 2 piciorușe scurte. După primul vom pune clămiță, deci continuăm cu 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire.
Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, am obținut cele 24 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 3 piciorușe scurte, dar mai întâi voi pune aici, în corespondența primului ochi de la începutul rândului. Deci avem 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. A rămas un pic în urmă aici firul. Așa. Deci vom face o înmulțire. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Am lucrat și ultima înmulțire, am obținut cele 30 de piciorușe scurte. Acum vom face un număr de 6 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Deci vom pune semnul despărțitor exact în corespondența primului ochi de început, în felul acesta nu vom greși. Și vom lucra de 6 ori 30 de piciorușe scurte, 6 rânduri. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 6 rânduri pentru a continua lucrarea. Am încheiat cele 6 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Acum vom pune ochișorii, vedeți că aici am încheiat rândul. Noi îi vom pune în partea din față. 2 ochișori, dimensiunile care doriți dumneavoastră, dimensiunile de care dispuneți, pot să fie ochișorii și colorați. Și îi vom aplica numărând. Deci acesta este rândul final. Numărăm 1, 2, 2 rânduri deasupra celui de-al doilea rând. Vom aplica un ochișor. Îi voi pune chiar butonul de siguranță. În felul acesta totul va fi perfect. După care numărăm un număr de 6 ochiuri și vom aplica cel de-al doilea. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici vom aplica cel de-al doilea ochișor, în felul acesta. Îi voi pune și butonul de siguranță, după care vom trece la partea cu tentaculele. Așa, am închis bine. Sunt necesare acești ochișori, deoarece, așa cum știți, copiii sunt foarte curioși și, trăgând de ei, este posibilitatea ca aceștia să se desfacă, este posibilitatea ca copilul să fie în pericol. Și vom începe tentaculele, așa cum vă spuneam. Acest rând va fi lucrat în tehnica B-club, însă vom lua doar prima parte a fiecărui picioruș. Nu vom intra în totalitate, așa. Vom intra de aici, din față. Și voi lucra un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt. Nu este nevoie de... dar putem să-l punem pentru mai multă siguranță. Așa. După care, în următorul picioruș, în cel de-al treilea, vom lucra o mulțire de 3. Însă, fiți atente, luăm firul odată pe croșet, vom intra în corespondența piciorușului, vom face un picioruș dublu redus. Firul odată pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș, vom face un picioruș dublu. După care firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș vom face din nou un picioruș dublu redus. După care vom continua cu
patru piciorușe scurte. Nu uitați, în tehnica B-club, prinse din față, în felul acesta, două, trei. Lucrez încet, astfel ca dumneavoastră să puteți vedea cel de-al patrulea. Iar acum vom face o nouă mulțire, felul în care ați văzut. Eu vă arăt din nou, deci iau firul pe croșet, intru în corespondența firului doar în partea din față și voi face picioruș dublu redus, firul pe croșet, în corespondența aceluiași ochi, un picioruș dublu, firul pe croșet și în corespondența aceluiași ochi voi face din nou un picioruș dublu redus, după care voi continua cu patru piciorușe scurte consecutive și repetăm până la sfârșitul acestui rând, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. De acum cred că vă este foarte clar. Acum am ajuns aproape la sfârșitul rândului. Dacă vă amintiți, am început cu două piciorușe scurte, apoi am făcut acea mulțire de trei. Deci am ajuns aproape la sfârșitul rândului, am făcut înmulțirea de trei. Acum voi face ultimile două piciorușe scurte, în aceeași tehnică, B-club, prins totul din față. Și am completat și acest rând. Așa se prezintă până acum. Vom continua. Acum vom lucra piciorușele în mod normal. Voi face două piciorușe scurte, deci nu va trebui să mai lucrăm în tehnica B-club. Deci două piciorușe scurte, voi pune din nou semnul în corespondența primului picioruș. Puteți să închideți clămiță, apoi continuăm cu un picioruș dublu redus în corespondența piciorușului dublu redus. După care, în corespondența piciorușului dublu, noi vom face un număr de 3 piciorușe duble. Deci avem 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu, deci va fi o mulțire de 3. Continuăm cu picioruș dublu redus în corespondența piciorușului dublu redus, după care vom face cele 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și am ajuns din nou în același loc unde vom face un picioruș dublu redus. Deci repet din nou, firul pe croșet, în corespondența piciorușului dublu vom face o mulțire de 3, deci vom face 3 piciorușe duble, 1, 2, repet din nou pentru dumneavoastră, astfel puteți înțelege bine, un picioruș dublu redus, după care continuăm 4 piciorușe scurte și în felul în care v-am prezentat până acum vom merge până la capătul rândului. Am făcut ultimul picioruș dublu redus, iar acum voi închide rândul cu 2 piciorușe scurte, după cum vedeți. Am ajuns exact la fix. Acum eu voi scurta firul și bineînțeles că îl vom ascunde. Voi lăsa o bucățică mai lungă, oricum capitele de fire le vom folosi din nou pentru a închide și a nu se vedea urât aici. Vă arăt. Intru pe dedesubt după primul picioruș scurt, extrag firul în felul acesta, încet cu atenție, pe
vedeți că nu se vede unde am închis, nu a rămas locul acela urât, aproape neterminat, după care vom ascunde acest capăt de fir în modul în care doriți, fie cu croșetul, fie cu acul, îl vom ascunde și îi vom da stabilitate. După care, bineînțeles, îl vom scurta, eventual, dacă nu, îl vom lăsa așa lung și îl vom introduce în interior. Vom trece la partea următoare. Pentru a completa partea de desubt, am lucrat exact primele 5 rânduri de la începutul lucrării. Deci, în cercul magic 6 piciorușe scurte, apoi rândul 2 am făcut mulțire în corespondența fiecărui picioruș, am obținut 12 piciorușe, am continuat un picioruș scurt urmat de o mulțire, repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut 18 piciorușe scurte, 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire de 6 ori, am repetat pe întreg parcursul rândului, am obținut 24 de piciorușe scurte, iar rândul 5, ultimul, 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului și am obținut 30 de piciorușe scurte. Nu este nevoie să lucrăm mai mult. Acum, cu aceste 30 de piciorușe scurte, noi vom veni să închidem lucrarea, practic. Voi trece cu acul prin acest fir, deci nu voi scurta în alt mod, nu voi închide în alt mod și încet, încet, cu atenție, voi începe să cos, introducând acul, o să vin mai aproape, prin fiecare picioruș, apoi prin fiecare picioruș din partea centrală, piciorușul care este evidențiat, după cum vedeți, pentru că partea din față noi am lucrat acel rând în tehnica backloop și astfel avem aici exact locul unde noi trebuie să coasem. Deci aici avem un număr de 30 de piciorușe, în partea a doua noi avem aceleași 30 de piciorușe și vom coase fie așa normal, intrând cu acul prin cele două părți ale fiecărui picioruș, sau putem coase și intrând doar în cea de-a doua jumătate a piciorușului. Eu sper să vedeți și vom completa, iar când vom ajunge aproape la final, atunci vom umple jucăria pentru a nu-i strica forma, o umplem aproape la final. Acum noi vom coase singure, ați văzut modul în care se procedează, deci ochi pentru ochi, scuzați expresia, așa, eu v-am arătat aici în ambele moduri cum se poate coase și vom merge mai departe, aici introduc și capătul de fir de la partea principală a lucrării. Vom coase singure în continuare, iar noi ne vom întâlni pentru a încheia și această mică lucrare și apoi veți vedea ce frumusețe am făcut. În momentul în care am ajuns să coasem aproape 3 sferturi din lucrare, noi vom începe să umplem cu atenție. Vom umple cărăcatița noastră și apoi vom încheia lucrarea, vom termina de cusut. Să vedem aici cum se prezintă, dacă este nevoie mai introducem un pic de melană, în modul în care să aibă aspectul dorit, să fie plină lucrarea.
felul acesta, după care voi continua să cos. Cu atenție, nu vom strânge partea centrală în mână, ci doar partea unde sunt tentaculele, pentru că astfel îi vom menține forma dorită. Și vom coase încet, încet, iar noi ne întâlnim la sfârșit. Am ajuns la sfârșitul rândului, voi închide acum ultimul ochi, după care, cu atenție, vom ascunde acest capăt de fir în modul în care acesta să nu se observe. Îi vom da un pic de stabilitate. Vedeți că eu țin lucrarea de margine, practic nu intru să deranjez partea centrală. Sper să vă placă acest proiect, sper să-l îmbrățișați cu drag. Nu uitați că poate fi lucrat în orice culoare doriți dumneavoastră, în firul de care dispuneți. Nu trebuie numai decât să fie filatul acrilic, poate să fie un alt tip de filat, ceea ce aveți dumneavoastră în casă disponibil. Și, bineînțeles, nu uitați de ochișorii cu șurubul de siguranță, ce sunt foarte importanți. În cazul în care nu aveți acest tip de ochișori, puteți folosi două mărgeluțe, însă să le coaseți foarte bine. După ce am terminat aici lucrarea, eu vă dau aceste sfaturi pentru că, așa cum știți, copiii sunt foarte curioși, trag de orice, trag să vadă cum este și dacă nu vom da stabilitate lucrării, bineînțeles că copilul poate fi în pericol. De aceea insist pe anumite detalii. Aceasta este caracatița pe care am dorit să vă prezint. Așa cum vă spuneam, nu mi-aparține tutorialul, aparține a unui domn, Principele del Crochet. Pentru a o pune la ghiozdănel, puteți foarte bine să aplicați aici exact ca la breloc ceva. În sfârșit, aceea apoi las la atitudinea dumneavoastră. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Dacă doriți și alte jucării de acest tip pentru ghiozdănele, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Dacă aveți nelămuriri, din nou vă rog să-mi scrieți în comentarii și, așa cum vă spuneam, dacă aveți plăcere, lăsați un like, un comentariu, aceasta mă ajută foarte mult în creșterea comunității și, ca întotdeauna, vă spun că vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și chiar dacă la mine este seară, eu vă urez noapte bună, însă tutorialul va fi încărcat duminică dimineață. Așa că vă doresc și o duminică plăcută și un început de săptămână plăcut. La revedere!